Tot în ședința de guvern de astăzi, pe ordinea suplimentară, a existat un proiect de ordonanță de urgență la inițiativa Ministerului Culturii și Identității Naționale privind prorogarea unui termen. Este vorba despre prorogarea termenului până la care se face restituirea banilor pentru cumințenia pământului. După cum știți, inițial termenul era 31 decembrie anul acesta. Prin această modificare, termenul respectiv a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2019, deci cu un an, astfel încât persoanele care trebuie să-și recupereze sumele pe care le-au donat pentru cumințenia pământului să-și poată recupera banii respectiv, spuneam. Sunt totuși proceduri în care sunt implicate și alte instituții și de aceea a fost luată această decizie. Până acum, Ministerul Culturii și Identității Naționale a restituit suma de 359.473 de lei.